Cercetările făcute de lucrătorii secției 4 Poliție Rurală Leordina cu privire la un furt dintr-un atelier auto au dus la identificarea 4 tineri bănuiți de hoție. Cei 4 cu vârsta cuprinsă între 19 și 21 de ani sunt suspectați că au furat unelte electrice în valoare de aproximativ 3500 de lei dintr-un atelier auto din Poenile de sub munte. Polițiștii au recuperat bunurile care au fost restituite părții vătămate. Un accident de circulație s-a produs joi pe drumul județean 108D în Sălsic. Un șofer de 21 de ani din Gârdani a pierdut controlul direcției, s-a izbit cu mașina de un copac, după care s-a răsturnat. Conducătorul auto a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, unde a beneficiat de îngrijiri medicale, fără însă a necesita internarea. Testarea cu aparatul etilotest a relevat că acesta nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.